Oțelul Galați a măsurat forțele la finalul săptămânii trecute cu petrolul Ploiești. Meciul s-a încheiat cu o remiză albă, iar Dorinel a răbufnit în fața camerelor după fluierul final. Dacă de obicei nemulțumirile sale sunt legate în ultima perioadă de arbitraj, de această dată supărarea a fost direct adresată unei bune părți a vestiarului. Trebuie să felicit o parte dintre jucători pentru acest punct, dar eu personal nu sunt mulțumit pentru că, chiar dacă am avut în față o echipă solidă, puternică, care a făcut rezultate pozitive în ultimul timp, am dominat-o, am jocul, nu ne-a creat nicio problemă, dar mesajul meu a fost foarte clar de la începutul sezonului. Dacă îți propui puțin, obții puțin, ceea ce nu trebuie să funcționeze la mine sau la clubul Oțelul Galați. Trebuie să ne propunem maximum pentru a obține maximum. Nu este o aroganță, dacă pot spune așa, dar așa se lucrează la Oțelul Galați, a declarat tehnicianul Roșal Balbaștrilor. După disputarea acestei partide, Oțelul ocupă locul 4 în clasamentul Superligii cu un total de 12 puncte acumulate la egalitate cu Dinamo București și Universitatea Cluj, însă cu un gol inferior acestora. Petrolul este pe locul 6 cu 10 puncte câștigate până în prezent. În etapa următoare, moldovenii de la Oțelul se vor duela pe teren propriu cu Oeșca, Șep și Sfântul Gheorghe.